Bună seara, stimați telespectatori, sunt Nicu Dolea și vă invit la o nouă ediție a emisiunii Săptămâna Sportivă aici la Litoral TV. În această seară, invitații mei și ai dumneavoastră sunt antrenorul de box Ablalim Ferodin de la CS Năvodari. Bună seara și bine ați venit. Și proaspătul campion național de cadeți, Albert Potoceanu, sportiv la CS Năvodari și el. Bună seara și bine ai venit în premieră la studioul nostru de televiziune. Domnule Ablalim, vă rog să ne vorbiți puțin despre sportivul dumneavoastră care a reușit să câștige titlul de campion național. Deci, încă o dată, bună seara noastră și ascultătorilor postului. Perioada 2-7 mai s-a desfășurat în localitatea Brezoi, județul Vâlcea, campionatul național de cadeți, respectiv 13-14 ani, unde am participat cu sportivii clubului, secției de box a clubului CS Năvodari, cu 3 sportivi și am performat prin Potoceanu Albert, care a cucerit titlul de campion național și am reușit și un loc 3, o medalie de bronz, la categoria mai mică, minimă, 32 de kilograme. Ați avut extremele, cea mai mică, pentru că el e la cea mai mare categorie. Adică, da, Sebastian Ciolacu se numește. Da. Da. Rezultatul... Ce medalie a luat Ciolacu? Bronz, la categoria lui de greutate și de vârstă. Deci rezultatele sunt foarte bune, părerea mea. Noi ne dorim mereu secția de box a ținut capul, steagul sus, cum se spune. Am avut competiții de la începutul anului la care am mai adus medalii, Cupa României pentru tineret vârsta de 17-18 ani, unde am reușit o medalie de bronz cu Jipeanu Eduard. Este fiul instructorului care mă ajută pe mine la sală. Și la Cupa României de senior, unde tot așa o medalie de bronz în persoana lui Purcaru Petric. Albert, cum a fost turneul final de la Brezoi? Turneul final a fost destul de greu. În finală, băiatul de la Iași mi-a creat multe probleme. N-am reușit să-i dau knockout în prima repriză, așa că a trebuit să mă bat cu el timp de 3 reprize în continuu. Nu prea ești obișnuit să te bați 3 reprize, reușești să rezolvi mai repede, nu? Da. Am mai avut, în afară de ultimul meci, am mai avut 2 meciuri. Cu primul băiat l-am bătut în prima repriză, knockout, și pe al doilea în a doua repriză. Dar în rest am reușit să iau locul 1 datorită antrenorilor mei, Jipeanu Ica Marcel și Ablalim Ferodin. Să le spunem telespectatorilor că ai la gât medalia de aur pe care ai cucerit-o la Brezoi și aici cupa și diploma aferente titlului de campion național. Este primul tău titlu de campion național? Da, este primul titlu de campion național. Am mai fost anul trecut la un campionat național, tot așa la box, și am dat, din păcate, de un cap de serie în primul meci și am pierdut. Erai și mai pot mic, să intervin și eu, da. Da, da, vă rog. Deci, sorții, cum se spune, n-au fost împotrivă la prima lui participare, tot un campionat național. A căzut cu un medaliat, un craiovean, medaliat la un campionat european de categoria lui de vârstă, de cadeți. Da. Și probabil era în ultimul an de cadeți. El, da, celălalt a trecut la junior. Iar Albert era în primul. Era în primul an, da. Da, Meciul a fost foarte strâns, dar sorții i-au scos în preliminar. Putea să fie o finală reușită, indiferent cine. Ce înseamnă pentru Albert câștigarea titlului național? E promovat automat în echipa națională? Merge la campionate europene, mondiale? Sigur, da. Titlul de campion îi conferă un loc în lotul național de cadeți, care probabil se va reuni zilele următoare. Există și un obiectiv, un campionat european care se va desfășura, subliniez, în România, perioada 21-29 iulie, în localitatea Râmnicu-Vâlcea, și unde sperăm la o medalie.
Păi, văd că Vâlcea-i poartă noroc. În da, județul da, Vâlcea deci, a câștigat titlul. A fost Brezoi, acum ne mutăm în oraș și da, poate da, luăm o medalie, da? Sigur, o medalie la europene da, ar fi o performanță extraordinară. Da. Într-un începutul lui de drum, deja este... Știți cumva care este situația pe plan european? I-ați văzut undeva la europenele de anul trecut? La nivel de cadeți, sincer, nu prea, da. Dar din moment ce spunem un campionat european, vor veni pe peste 30 de țări, un număr de peste 300 de sportivi, știu din culisele organizatorilor. Da, da, da. Dosarul care a fost trimis către UBC pentru, pentru a obține organizarea. Da, pentru a obține organizarea, da, în România. Da. Până la europene, bănuiesc că există și un trial în lot, în cadrul lotului. Sunt mai mulți și vicecampionul, bănuiesc probabil că și campionul și vicecampionul. Antrenorii care vor fi desemnați vor lua, dar noi nu ne facem probleme. Eu cel puțin cred că nu va avea adversar. Dar sunt buni. Sunt buni partenerii de sparing, de pregătire. De cât timp faci box, Albert? De 3 ani. De 3 ani fac box. Am vreo 20-30, în jur de 20-30 de meciuri amicale câștigate și doar un meci pierdut. Și cum ai ajuns? Ai cochetat și cu alte sporturi sau ai ajuns direct la box? Cum s-au desfășurat lucrurile? Prima dată m-am dus la box pentru că eram prea greu și am vrut să slăbesc. Și după am văzut că sunt bun și am încercat să fac de performanță. Dar n-ai mai făcut alt sport înainte, nu? Am făcut și fotbal, făcut și două fotbal. Săptămâni. Doar. Și handbal tot așa, o lună jumate, dar m-am oprit la box. M-am oprit la box. Și acum putem spune că a fost alegerea foarte bună, pentru că, da, uite, ești în posesia unui prim titlu, zic eu, un prim titlu de campion național și probabil o să urmeze și altele. Da. Domnule profesor, la juniori, categoriile să redefinesc din nou, pentru că acum ele la cadet, da, e la cea mai mare categorie. De la anul, începând cu anul viitor, se va numi junior, că avem și noi 15-16 ani, pe urmă tineret 17-18 și pe urmă. Și atunci va face semigrea? Ce va face? Va rămâne, trebuie să mai muncim, forță, rezistență, da, avem mai multe. Sunt România cel puțin are puțin sportiv la categoriile mari de greutate. Cum vă explicați asta? În schimb, la categoriile de mijloc, să zic așa, de la cum erau înainte, de la cocoși în sus, da, da, până la semifinale, sunt mult mai mulți. Fiind un sport de contact, vin mai greu. Cei mari sunt atrași către rugby, deci sporturile, dacă e un dur, dacă este un care poate să ducă la handbal, deci cei cu talie sunt racolați de cei la handbal, la volei, deci toate... Îi sperie ideea de box, că sunt lovituri, că sunt... Da. La vârsta asta deja sunt... E normal să se... Da. Cât sportivi a văzut la momentul ăsta în sala de antrenament de aici de la Sala Nordași? De box este foarte populată, datorită colegului meu, Marcel Gipeanu. În două serii se lucrează după amiază, adică copii și pe urmă cei avansați, începători avansați. În două serii, 40-50 de copii lejeră vin în sala de box. Albert, aici, în Constanța, ai... Eu știu parteneri cu care să te întrești și să fie la valoarea ta, vorbesc la celelalte cluburi constanțene, la Faru, nu știu, la Marina Mangalia, nu știu dacă mai... La categoria lui nu prea nu avem. Trebuie să depășim, să trecem Dunărea, să facem meciuri de pregătire sau... Deci trebuie să căutăm. E mai greu să găsim... E o problemă pentru tine asta, că nu ai suficiente meciuri în picioare, nu? Este, da. Prezența în lotul național poate să rezolve asta, pentru că la lotul național, în mod sigur, vei avea mai mulți parteneri de antrenament și probabil că și gale pregătitoare. Până la europene bănuiesc eu că măcar o gală tot o să mai ai afară de cea de antrenament. Sau, sigur, și sigur. Dumneavoastră știți că sunt și în anturajul echipei loturilor naționale. Da, da, da. Sigur, vom schimba tot planul de pregătire, dar o proximă
și chiar pentru locuitorii orașului, va fi o competiție organizată, K1 Generation se numește, unde vom face și meciuri de box și unde poate fi văzut de locuitorii Năvodarului. Da, probabil că o să-și dorească. Vom organiza și meciuri de box. Să-și vadă campionii. Afară de Albert, care acum a reușit performanța supremă, titlul național, ce sportivi de valoare sunt în laboratorul de la Năvodar, care mereu a punctat în cadrul campionatelor de junior, de cadeți, de tineri, da, da, da. Au punctat cu regularitate. Da, să avem un grup de 5-6 sportivi care pot face performanță chiar la nivel înalt. Dacă pot să ieși în număr... Da, da, vă rog. Da. Deci medaliile care vi le-am spus mai devreme, cucerite de Purcaru, Petrică, de Jipeanu, Eduard, la care putem adăuga un Burcea, Marian, cine mai e, Nicolae Costin, este locul 3 la naționalele de anul trecut, îmi scap acum, da, Andrieș Cezar, un sportiv senior care e foarte, foarte de perspectivă. Deci avem sportivi. Ce competiții de nivel național îi așteaptă pe sportivii dumneavoastră în 2017? Mă refer aici la Cupa României și Campionat Național, da. Pe categorii de vârstă, de la cadeți. Cadeții au avut campionatul național. Urmează cupă sau nu au cupă la ei? Urmează, dar în toamnă va fi, da. Pentru că fiind programat acest campionat european în vară, au schimbat calendarul. Da, calendarul. Pe prima decada anului s-au organizat numai cupe ale României, la nivel seniori, tineret, juniori. Din toamnă vor începe campionatele. Naționale. Da, campionatele naționale. Și aveți acolo deja, bănuiesc, un grafic al pregătirii sportivilor pentru aceste competiții mașuri. Da, 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 da. Veți participa la toate astea? De participat vom participa. Avem sprijinul total al primăriei și al clubului. Și avem speranțe, v-am spus, să luăm medalii la toate categoriile de vârstă. Cum au primit părinții tăi și colegii de la școală, cum l-au primit pe nouul campion național? Părinții mei au fost foarte fericiți, iar colegii tot așa fericiți. În orice caz, sunt și eu foarte, foarte fericit că am câștigat acest titlu și aș vrea să le mulțumesc antrenorilor mei, Jipeanu-i că Marcel și Ablalim Ferodin. Și aș mai vrea să le mulțumesc tuturor colegilor mei de la sala de box pentru că m-au susținut și m-au ajutat, bravo, să mă antrenez. Foarte, foarte frumos. Un mare campion știe întotdeauna să mulțumească celor care l-au ajutat să ajungă la această performanță și e foarte bine că tu, fiind tânăr, nu uiți acest lucru. Ce urmează pentru tine? Ai avut o vacanță mai mare după naționale sau ai revenit în sala de antrenament? Am revenit în sala de antrenament cu prima ocazie. N-am avut vacanță deloc, m-am pregătit în continuu și intens pentru europene. Deci a început deja. Da, ce ți-ai propus la europene? La europene aș vrea să iau locul 1, dar și locul 2 și locul 3 sunt bune. Deci o medalie oricum. O medalie în orice caz. Sigur, ar fi super să-ți cânte imnul, să fii pe cea mai înaltă treaptă, mai ales dacă competiția se desfășoară în România și, glumind puțin, ai toate șansele pentru că îți merge bine în Vâlcea. Da. Mai există vreun sportiv în cadrul sportiv cadet, mă refer, în cadrul clubului dumneavoastră care ar avea șanse să facă parte din lotul național? Nu, la nivelul acesta nu. L-avem pe Jipeanu Eduard, este component al Centrului Olimpic care funcționează în Bacău. Și dar sperăm, el fiind junior? Fiind tineret, de 17-18 ani. Da. Poate să facă obiectul acest Andrieș Cezar de care v-am spus, lotului național de senior. Dar sper să mai dureze un pic. Avem campionatul în luna noiembrie și unde sper să facem o surpriză, așa, ca să o numesc. Boxul românesc a trecut prin niște momente dificile. Lucrurile par să se fie așezat oarecum la momentul ăsta. Sunteți optimist în ceea ce privește viitorul boxului? Da, trebuie să fiu optimist.
problemele de la federație cred că se vor rezolva, am înțeles, într-o lună, două, maxim. Problemele financiare, în primul rând, problemele pentru că sunt unele financiare foarte mari. Restul, toate legate de... Există un birou federal, avem un președinte, în persoana domnului Vasile Cătea, și sperăm la mai bine. La nivelul tehnic, la nivelul antrenorilor, s-au produs modificări pentru sezonul ăsta sau antrenorii de anul trecut? Nu, au rămas atâta timp. Majoritatea sportivilor s-au pregătit la cluburi, dar primind, adică bugetul respectiv de la, din cadrul Ministerului, Federația își poate declanșa toate activitățile. La toate nivelurile de loturi. Da, și pot și ajuta și centre importante ale boxului românesc, că în ultimul timp Bacău a reușit, a încercat și a reușit să țină sus steagul. Bacău, Brăila, deci a fost organizat un campionat european Under 22, sub 22 de ani, unde România a performat doi campioni național, Gitarul Robert și al doi Andrei, o performanță răsunătoare, zic eu. Da, sigur, pentru nivelul... Mai ales că în ultimul timp nu prea am avut... Au fost probleme. Deci totul pleacă financiare mari. Federația Română de Box având sistat bugetul. Da, a fost, mai vechi, a fost blocat. Probleme, da, sigur, probleme. Da. Am avut, în ciuda faptului, a fost un calificat la Olimpiadă, Mihai Nistor. Păcat că n-a reușit o medalie, că dacă reușea o medalie, suntem oricum... Dar el e în cărți boxul... și pentru viitoarea ediție a Jocurilor Olimpice. Sigur, e tânăr, da, adică... 90 născut, poate să facă... La categoria lui de greutate, maturitatea... Maturitatea, sigur, sportivă. Ne dorim din tot sufletul să performăm. Oricum, de-a lungul timpului, deci Federația Română de Box e în primele 5. Da. Federații, sigur că da. Ca disciplină. Albert, spune-mi, te rog, dacă ai un sportiv pe care îl admiri în mod deosebit din boxul românesc sau din boxul internațional. Sigur, bănuiesc că urmărești foarte atent meciurile de box. Nistor, un român. Nistor Mihai. Care tot așa este la categoria super grea și îl admir foarte mult. Aș vrea să ajung și eu într-o zi ca el. Și cam atât ar fi. Da, obișnuiești să studiezi, eu știu, acum există posibilitatea pe calculator să studiezi anumite lovituri ale unor boxeri de mare valoare din lume? Da. Să încerc să le... Studiez foarte mult, mai ales din meciurile lui Nistor. Am început să studiez asta de un an și ceva și am încercat în continuu să iau aceleași lovituri, să lovesc cum ar lovi el, aceeași strategie, aceeași lovituri. Și într-un final am reușit cât de cât. Care crezi tu că o să-l întreb și pe domnul antrenor, dar care crezi tu că e lovitura ta numărul 1, arma ta cea mai eficace? Uppercut de stânga. Uppercut de stânga. Da. Cu el ai reușit să trimiți la podea cei mai mulți adversari? Da. Am reușit. Apărarea e... Cred că ai o apărare bună pentru că văd că arăți foarte bine la față, nu sunt urme de lovituri, nu? Din potrivă, apărarea este bună, dar la cât de greu sunt și foarte agil și asta îmi conferă o putere de apărare mai mare. Din cauza are un joc de picioare bun? La jocul de picioare mai trebuie să... Dar are calitățile native, unde poate să eschiveze, poate să... Deci îl ajută foarte mult. Jocul de picioare e o armă extrem de eficace o vom pentru perfecționa, orice boxer. O vom perfecționa și pe aceea. Mai avem de lucru, sigur. Da. Sigur. Dar el excelează în eschive și în... Adică are ochiul nativ. Da, pentru un greu e foarte important. Foarte, foarte. Să eviți loviturile adversarului care nu sunt deloc de neglijat. Da. Își permite de multe ori să stea și cu brațele pe jos. Mă rog. Asta saltă. Asta e așa ca stil. Da, da, da. Pentru spectator, nu? Da. Pentru fetele din tribună, mai ales. Bănuiesc. Da. Și, deci, obiectivul tău numărul 1 pentru 2017 sunt campionatele europene. Da. Absolut.
Apoi va veni și Cupa României, presupun, și La TAN, la TAN. Tot aș vrea să iau Și locul. când ar trebui să plece într-un cantonament centralizat pentru europene, domnule profesor? Imediat cum se va forma lotul și vom fi convocați, convocarea va veni fără doar și poate, dar după Federația... Se știe și echipa tehnică care se va ocupa nu, de lotul? Nu de știu încă, nu știu nu, încă. Că nu s-a stabilit. Nu s-a stabilit. Știu că după proxima centură de aur care s-a desfășurat săptămâna trecută, va fi o ședință de birou federal și probabil că atunci se vor lua deciziile. Până și... acum au fost... Cine s-a ocupat de lotul de tineret? De cadeți? Nu, nu s-a ocupat nimeni. Nu s-a ocupat nimeni, nu a fost loc centralizat. S-a desfășurat în Zagreb și au plecat mai mulți antrenori cu sportivii lor, pregătiți la cluburi, pentru că și-au plătit... Federația nu putea, da, da, da. Și-au plătit singur... Au fost mai mulți antrenori acolo, de la Hunedoara, Ilie Captari, de la Craiova, Ion Joița, au fost vreo 3-4 antrenori. Care au plecat cu... Cu sportivilor, da. La nivel de cadeți există și lot național de fete? Sau nu? Există, da, trebuie să existe. Da. Acolo coordonatorul este Adrian Lăcătuș. El nu e cunosc amănunte, pare. De sus până jos e la fete. Așa ar trebui și da, la băieți. La oraș este, adică da. Răspunde de toate loturile. Dar neexistând un buget, nu poți desemna, nu? Probabil că o să se ia hotărârea la proxima ședință de birou federal. Năvodariu nu a punctat încă la boxul feminin, nu... Nu ați avut deocamdată ideea de a... Nu, deocamdată ideea, da. Dar au concretat, a existat fete care ar fi vrut la un moment dat... N-ar fi dorit, da, dar o să mai mă consult cu colegul meu și dacă admitem că putem trece și cu fetele, nicio problemă. Pentru că sunt câteva orașe în România care punctează constant în campionatele numai, feminine. Da, sunt numai secții de box. Baia Mare undeva, adică numai... Da, și Târgu Jiu au avut au și băieți, fete. Dar da, Baia nu, Mare, au și băieți, scuze, nu numai fete, au și băieți, da, singur. Da, da. Da, nu. Și unde punctează, da. Nu știu, încă nu. O să mai... Probabil că în momentul în care federația... Implică mai multe lucruri. Sigur, dar în momentul în care federația va deveni una puternică, așa cum e normal să fie o federație olimpică, pentru că o federație care trimite absolut, sportiv absolut la olimpiadă, atunci și vor putea să premieze performanțele, atunci cluburile vor fi, direct interesat sigur, să aibă sigur sportiv și la cadeți și la junior. Sunt trei discipline olimpice la fete... Au, deci, da, drept de participare la Olimpiada, adică boxul feminin s-a ridicat, ar trebui să ne gândim mai serios. Da, și pe plan, și internațional. Da, da, da. Aici, la nivelul nostru. Da, ia spune-mi, Albert, te avantajează sau te dezavantajează casca? E o întreagă discuție. Sunt sportivi care nu le place să boxeze cu cască. Sunt alții care, din contră, se simt mai în siguranță cu casca. Tu, din ce categorie faci parte? Puțin din amândouă. Deci nu e bine că te sufocă într-un anumit moment, dar nu, când primești pumne în barbă sau croșie, nu mai simți la fel de tare. Deci, într-un fel, sigur, ele au fost inventate ca să protejeze sportivii. Protejeze, sigur că da. Dar poate să fie, sigur, pentru unii mai ales, poate să fie ușor deranjante până te obișnuiești. Mai ales la nivelul lor de vârstă. Da. Chiar este indicat să poarte casca, indiferent că este oficial. Sigur, în sălii în care există aerisire perfectă, în sălii în care se desfășoară campionate europene, mondiale, e mult mai simplu. Când se boxează în sălii în care temperatura este foarte ridicată, sunt spectatori mulți, probabil că e un pic mai greu. E un mai mic greu. Și avantaj și dezavantaj. Da. Și se vede asta prin grabă cu care sportivul cum ajunge la colț să scoate da, casca. Da, da, da. Sigur, sigur. Da. Dar abia până la 18 ani și mie mi se pare indicat. Există tendința ca să se renunțe până la urmă la senior. S-a renunțat la senior și la... Da. Deci nu mai... Ai trecut la... Da, la cadeți, la junior, mi se pare normal să... Și mie să la fel. Asta, și eu zic că e oportună. Sunt și sportivi începători care, de exemplu, un copil care are câteva luni de box, dacă se întâlnește cu el care e campion național, poate să renunțe la box după absolut, absolut, după câteva lovituri. Da.
Și s-au întâmplat cazuri foarte des. Sigur, doamnă. Deja speriat de un cheo din ăsta puternic care sigur, este. Sigur. Și nu, și loviturile, nu neapărat ale pumnului, da, regulamentare. Cele cu cap, la fel, da, sunt lovituri pericol. Coate. Vom reveni, prima parte a emisiunii noastre deja s-a epuizat, vom reveni după o scurtă pauză publicitară, când vom schimba puțin și distribuția. Îți mulțumim foarte mult ție, Albert, pentru prezența în studio și promitem să fii invitatul nostru special, ori de câte ori vei avea aurul la gât. Dar și o medalie europeană sau mondială. Te așteptăm cu mare drag și îți mulțumim. Mulțumesc. Vom reveni după o scurtă pauză. Am revenit la săptămâna sportivă, într-o nouă distribuție, așa cum vă spuneam înainte de pauză, în locul campionului național Albert Potoceanu. A luat loc în studioul nostru instructorul de la CSN Vodari, Marcel Jipeanu, omul care se ocupă alături de domnul Ablalim de pregătirea sportivilor. Bine ați venit, domnule. Bună seara, bine v-am găsit. Jipeanu. Spuneți-ne pentru început cum catalogați performanța lui Albert Potocean? Eu am crezut în el chiar și anul trecut. Am rămas puțin dezamăgit eu, poate m-a dezamăgit ca el. Pentru că îl vedeam deja, știam ce poate, la sală, pe unde făcea meciuri, câștiga și știam că poate ajunge departe. Am avut ghinionul să cadă cu capul de serie din primul meci și a pierdut atunci. Iar anul ăsta i-am și zis, Albert, nu ai voie decât să ajungi acolo, locul 1 și atât. E important pentru mine, cel puțin, e o bilă albă, că el nu a dezamăgit la primul insucces, pentru că mulți sportivi la primul insucces dezarmează și a continuat să se pregătească, bănuiesc, cu și mai multă sârguință. Și uite că viața l-a răsplătit. Domnule Jipeanu, dumneavoastră vă ocupați și de box, dar și de K1. Ia spuneți-mi, vorbiți-ne puțin despre competiția pe care a amintit-o domnul Ablalim mai înainte. Da, pe 10 iunie vom organiza la sala de sport a orașului Vădări a patra ediție a Cupei New K1 Generation, unde va fi un campionat foarte puternic, deoarece vor veni foarte multe cluburi din țară. Cam la ce număr de sportivi vă așteptați? Păi, ultima dată am avut peste 200 de sportivi, doar în județul Constanța. Imaginați-vă că anul ăsta, dacă o fac și printr-o federație, Federația Română de Freestyle și Kickboxing, vor participa și cluburile care sunt afiliate, chiar și cele care nu sunt afiliate. Vom susține și câteva partide de box, să vedem, nu știm exact câte. Da, vom căuta adversari. Tot pentru pregătirea sportivilor, pentru campionatul, da, care e interesant și pentru publicul. Da, 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 da. Să-i vadă la lucru pe boxiorii de la CSN Vodari, nu? Sigur, da, că da. Și competiția, vreți să mai spuneți o dată în ce perioadă e programată? 10 iunie. 10 iunie. Da. Sala de sport de aici. Sala de sport din orașul Vodari. Cum se pregătesc sportivii de la CSN Vodari în această perioadă? E aglomerație mare la sală? Este. Care ar fi prioritățile dumneavoastră și ale domnului Ablalim ca antrenor? Pentru că e funcție și de competițiile care urmează, de junior, de tinere, de senior, de cadeți. Cum se împarte sala pentru toată lumea? Întotdeauna ne concentrăm pe sportivii cu care ne propune să mergem la meciuri. Sunt două lucruri foarte diferite între K1 și box. Boxul are stabilit campionatul de cadeți, de junior, de tinere, de seniori. În schimb, la kickbox este diferit. Toate campionatele sunt în aceeași, adică și juniorii, și cadeții, și tineretul, și seniorii sunt în aceeași zi, de exemplu, în aceeași competiție, când este fixată. Sunt structuri diferite. Exact, da. Nu sunt luni separate sau competiții separate, nu. Ne propunem, de exemplu, luna viitoare, ce este? Campionatul Național de Juniori. Cât juniori avem? Cu care mergem? Păi, începem să facem puțin mai
Mai intens. Da. Mai intens, da, exact. Restul îi lăsăm pe lângă ei să stea la normal, să facă antrenamentele astea. În schimb, la campul, la K1, când ne duce la campionatul național de kickboxing, tot așa, câți merg? Cu 15 sau cu câți mă duc? Că acolo mergem puțin mai mulți. Fiind o singură zi de cazare sau mâncare, ne permitem cât de cât să, da, așa dacă am fi stat o săptămână, vă dați seama că erau costurile foarte mari, cum e la box. Că și la box putem să ne ducem cu 20 de sportivi. Dar imaginați-vă că stăm o săptămână cu 20 de sportivi, este o cheltuială foarte mare. Nu luăm decât vârfurile. Așa luăm. 2, 3, maxim 4 sportivi, care au reale șanse pe la... Aveți dreptate. Din acest punct de vedere, domnule Ablalim, există posibilitatea ca pe plan local să organizați, eu știu, gale în care să vă verificați sportive cu cei de la Farul, da, cu... da, da. Sau, eu știu, în județe limitrofe, Ialomița, Tulcea, sigur, fără aceste șpariuri, le numim noi, nu se poate, deci în planul de pregătire trebuie să includem neapărat chiar două, trei acțiuni de genul acesta. Colaborăm cu Farul Constanța, Calatis Mangalia. Mai nou s-a înființat o secție de box la Megidia, care a fost... Foarte bine asta. Nu știu dacă a fost afiliată încă. Deci vom avea și la nivelul județean. Bine, aici trebuie sprijinul asociației județene, pentru că... Da, ei ar trebui să organizeze mai multe competiții pentru sportivii din asociație. Totuși, da, bun. Până e fost arbitru internațional Toma Matei, este președintele asociației, care sperăm să se... E bine că poate să asigure arbitrajul la un preț mai convenabil. Nu neapărat, baremul este nou. Baremul este fixat de federație pentru competițiile astea? Sigur, care există un normativ, da. Altfel toate competițiile. Mai greu este cu salvarea, cu... Da, dar sunt absolut, sigur, necesare și absolut, nicio competiție nu se poate. Nu se poate, se poate desfășura. Vorbiți-ne, vă rog frumos, despre, eu știu, legătura dintre dumneavoastră ca și tehnicieni și școala sportivilor, pentru că lucrați cu foarte mulți sportivi care sunt elevi. Absolut, toți. Deci punem un accent deosebit pe școală, pentru că ei sunt tineri, se pot accidenta pe parcursul activității sportive și, pe urmă, dacă știu eu, neglijează școala, pot, nu? Nu ne dorim lucruri de genul acesta. Au mai avut cazuri, s-au întâmplat, au rămas fără, nu? Și a trebuit să o ia de la... Cel mai bine este să îmbine utilul cu plăcutul, adică școala primordial, adică primul plan, școala, și pe urmă sportul. Cei performeri sunt alte structuri care îi pot sprijini. Cum v-am repetat mai devreme, există un sportiv gipeanu, Eduard, este componentul Centrului Olimpic, este luat cu școală cu tot în cadrul liceului cu program sportiv din Bacău, deci trebuie să avem grijă de el. Fără școală nu se poate face performanță. Perioadele mai lungi de cantonament premergătoare unor campionate europene sau mondiale la nivel de junior, sigur, și cadeții... Deci o campanie durează 6 ajută, luni. Adică au și niște posibilități de a fi ajutați și cu școala de către, eu știu, un cantonament ăsta care durează foarte mult și dacă nu sunt așa cum este cazul sportivului spus, de care cantonamentul, de exemplu, cazul sportivului Jipeanu Eda, cantonamentul... Da, la el e o situație specială. Așa. De exemplu, la Albert nu e același lucru. El, dacă merge la lot acum și o să stea o lună la lot, are... sunt niște probleme școlare. Sigur, ce sigur. Și în sfârșit de an, ce să facem? Mai bine, mai există posibilitatea... O să până termină școala, o să stăm să ne pregătim undeva aproape de școală? Nu se poate să ne gândim. Sigur, și abia după vacanță vom... Se va decide dacă merge și el undeva la o școală cu... Da, dacă va fi cooptat, sigur, în anumite centre de pregătire pe durată, da. Federația are niște centre olimpice la nivelul ăsta? Există, da, la Brăila și la Bacău. Sunt două centre olimpice care... Da, captează sportivi, eu știu, din țară. Din toată țara, sigur că da. Nu au posibilitatea să îmbine asta, școala cu... Mai ființează în anumite orașe centre de excelență, sunt pe care să... Deci, știu că la Reșița era un centru de excelență. La Reșița, am înțeles că va mai fi undeva la Vâlcea, la Craiova, sunt mai multe premise de... Deci,
ca să poți crește odată cu școală, cu tot. Cât de importantă e cooptarea lui Mihai Leu în cadrul Federației Române de Box ca și președinte de onoare? Mihai a fost campion mondial la amator, campion mondial la seniori, la... Este imaginea. Poate să fie emblema, nu? Și da, poate este sigur emblema. Un om de media, un om cu... Și un brand, da, sigur că da. Sigur, cu expunere puternică. El a cochetat și cu automobilismul, deci este o persoană publică de notorietate, nu? Și pentru noi un brand. Ce știți, pentru că am spus mai devreme, ați cochetat în continuare cu loturile naționale, activați în cadrul loturilor naționale de box. Ce știți de obiectivul? Federația Română de Box un obiectiv pentru Tokyo, pentru Jocurile Olimpice? Bineînțeles. Altfel n-ar... Există. Deci, curând putem chiar... să renodăm tradiția unor medalii olimpice? Da. Poporul român este talentat, în primul rând, nu? Da, și boxul a fost unul din sporturile favorite ale românilor. Sigur. Sunt câțiva copii foarte, foarte dotați care pot ajunge la Tokyo. Sunt cei doi campioni europeni de Under 22, Mihai Nistor, cel enumerat, și așteptăm valul din în spate. Sunt câțiva copii talentați. Unul campion mondial la junior de la Hunedoara, Bugărleanu Cosmin, un Biro de la SCM Bacău, Biro Alberto, vicecampion european și locul 3 pe la mondiale. Sunt câțiva copii performeri care normal că își doresc să ajungă vor ajunge la vârsta perioadei de seniorat exact atunci când este Olimpiada. Domnule Jupeanu, ia spuneți-mi, ce trebuie să facă un tânăr din Năvodar dacă vrea să vină la secția de box a dumneavoastră? Ce trebuie să facă el? El ce trebuie să facă? Nu trebuie să facă multe. Trebuie să vrea să facă sport, una la mână. Se poate prezenta la sală? Se poate prezenta ia la legătura sală cu dumneavoastră? Da, bineînțeles. Este pe ușa sălii, programul, număr de telefon. Doritorii, sigur. Sunt, există, adică... Există și un site al... Cum stați la momentul ăsta ca și număr de sportivi? Nu, sportivi sunt foarte, foarte mulți. Sunt și începători, sunt și avansați. Credeți că performanța lui Albert va aduce și alți tineri, eu știu, din anturajul lui, din proximitatea lui, vor veni la box? Da, dar după fiecare competiție organizată în oraș, se umple sala. De asta și facem. Pentru popularizare. Competițiile care le facem. Asta e magnetul. Perioada în care vorbeam de medalii așa luate în serie la campionate europene și mondiale de box românesc, era perioada în care se organizau foarte multe gale. Da. Sigur. Dumneavoastră știți, se organiza campionatul național pe echipe, care adunau la fiecare în sală, erau sările arhipline, să stătea și afară și să comunica rezultatul. Da. Stadioane pline, eu am văzut în tinerețea mea stadioane pline la meciuri de box, stadion cu 10.000 de locuri și da, era plin. Da. La care... La ora asta, când se adună 500-600 de spectatori într-o sală, cred că am avut din prezență păcate, bună. Da. Din păcate, acesta este. Dar regresul, cred că e total și al sportului, da, dar aici, la fotbal. Aici ar trebui pedalat mult mai mult și în primul rând e nevoie de oameni pe lângă cluburi care să păstreze o legătură cu media foarte mare, sigur, pentru că nu se popularizează suficient. Eu mai înainte, într-o discuție particulară cu dumneavoastră, vă spuneam că s-au știut foarte puține lucruri despre centura de aur. Centura de aur care era competiție de nivel european și foarte, foarte prețuită acum 20 și ceva de ani. Da, din păcate trebuie să vă dau dreptate. Asta e situația. Pentru că, cum a spus mai devreme, trebuie să ai imagine, da? Ca să oferi ceva, trebuie să ai cu ce, da? Dar greu să aduci un copil la sală, dacă de altă dată, gen Mihai Leu sau care au fost Doroftei, Vaștag, marele Vaștag, nu? Sigur, frații Cuțov, cu ani în urmă, Gâjul și așa mai departe. Da, mari buxuri. Nu mai avem... Cum să aduci un copil la sală dacă el nu vede? Nu a văzut o gară de box în viața lui?
Sunt orașe în care, într-adevăr, n-au văzut o gară de box. A fost și perioada asta foarte grea cu situația. Da, federația a trecut federația, într-o perioadă, da? Foarte. Sperăm într-o redresare a lucrurilor. Tocmai de aceea salut venirea domnului lui Mihai Leu la... Domnule Jepeanu, vin mai mulți copii la Chiuan sau la box? Pentru... Sunt cam jumate-jumate, să spunem. Da. Pentru că sunt din... la Chiuan, sunt și fete, mai cum mai devreme de fete, da, care practică acest sport, dar nu e, e vorba de, cum să vă zic eu, în primul rând și părinții acasă le, cam frică, le e frică să trimeată copilul, ce băi, te duci, te ia la bătaie, nu știu că nu vin din prima zi și pune, hai mă, omoară-te, tu, nu? Da, nu, ideea în primul e rând, trebuie ușor preconcepută, trebuie... că te duci să te bat. Nu, te duci să faci scrimă, pugilism. Și înainte se spune așa, antrenorul... Da, nasul și... Da, uite, s-a văzut mai înainte un campion național și a arătat perfect. Nu, n-avea o față de boxer. Nasul ți-l sparge adversarul, dacă iei pumn normal. Nu știi să te aperi. Sigur, dacă nu ai. Da, nu, dar... Din păcate pentru box, Chiuanu e mai vizibil pe ecranele televizoarelor, se vorbește mai mult. Acum, poate da, pentru că da, promotorii au avut tot interesul să populariseze acest s-a promovat acest mai bine, domnule. S-a promovat mai bine, a știut să vândă marfa mai dar bine. Dar este un derivat al boxului, da, indiferent. Și din păcate nu este sport olimpic, nici măcar preolimpic. Da. Boxul va rămâne... Da, boxul, da? Și a reușit performanță, zic eu, foarte, foarte bună să promoveze și boxul feminin printre sporturile da, olimpice, ce nu e puțin lucru, da, pentru că punctez la Olimpiadă, vii cu medalii da, de la Olimpiadă. Ori noi, în România, care avem un regres constant și rușinos în sporturile olimpice, adică bilanțul nostru de la Rio a fost unul care... E bine de care ar fi bine să uităm, dar ca să uităm ar trebui să punem peste el performanțe. Și nu știu în ce măsură, până la Tokyo vom reuși. Da. Cum stă boxul românesc și la și cel Dobrogeanu, să vă rog să vă referiți, dar boxul românesc în general la capitolul infrastructură, săl de box, săl de antrenament bine utilate și așa mai departe. Cum stați la Năvodari? Întâi vă rog să... Da, la Năvodari avem o sală exclusivă pentru sporturi de contact, da? Mai este bine dotată, avem o mică zugrăveală, dar sunt probleme mărunte. Eu zic că avem... Și posibilitatea să organizați gale la sala sporturilor la care... Cealaltă, la sala de jocuri, sigur da, că da. Deci în Năvodari avem toate premizele să facem performanță. Rezultatele se și văd, adică da, punctați mereu cu medalii la competițiile Clubul naționale. Clubul Faro e club de tradiție care, nu? La fel, Mangalia are o sală frumoasă, la fel. Nu știu la Megidia acum, o să... Da, și ea o sală în care se pot organiza gale puternice cu toți sportivi importanți din Dobrogea. Cernavoda am văzut acum că au da, prezentat sportiv pe la competiție. E foarte bine. Și la nivel național sunt, afară de centrele olimpice, sunt săli bine utilate în care sportivii se pot pregăti, pot să... Sigur, sunt, pentru că sunt și cluburi ministeriale destule și care, asta înseamnă infrastructură, dar totul pleacă de la banii alocați de minister, nu? Cluburi cu tradiții, de la Steaua, Dinamo, guvernamentale, nu? Brăila, Galații, care au fost centre puternice, Bacău, în ultimul timp, Iași, Cluj, văd că începe să funcționeze. Timișoara, Iași, Reșița. Sigur. Sportivii important. Dar la nivelul numărului de practicanți... Acolo este problema. Da, vorbiți-ne puțin despre asta. A punctat colegul meu mai devreme. Toate pleacă de acasă, de la ideea de a face sport, de educația părinților, nu? Și nu te duci acolo, deja predicția. Nu te duce, că te deformezi. E un sport de greu, de contact... Și au apărut și celelalte sporturi care ne iau din, nu? Da, din practicanți. Din practicanți. Viitorii practicanți. Viitorii practicanți. Da. Selecția, într-adevăr, a devenit ca dovadă
și regresul. Dar credeți că ar fi necesar ca boxul să iese din sală și să meargă spre școli, spre licee, să-și caute practicanții, nu să aștepte să vină ei? Nu vreau să fiu un nostalgic, spunând, dar Daciada. Da, nu, și eu zic că a făcut foarte mult bine sportului românesc. Sigur că da. Indiferent erau ce acțiune crede. De masă către toate sporturile, copilul alegea sau chiar se ducea și făcea mai multe discipline. Îl scoteai din casă și simțea ce înseamnă sport. Acum a apărut într-adevăr și toată mass media, începând de la calculator și, nu? Da. Se stă mult, obezitate, noțiunea de a face sport, părintele nu să scutesc copilul de la... Da, păi vedeți ce exemplu fantastic. Ce exemplu fantastic ne-a dat Albert. Campionul Albert. Da. El a spus foarte clar, eram gras, probabil da. Ceilalți copii glumeau pe seama lui. Am vrut să slăbesc, m-am vrut să fac gust. Și va deveni frumos, va crește frumos. Mai avem, e abia la 14 ani. Mai există un caz celebru, fostul tenismen Dinu Pescariu. El a mers la tenis pentru că era gras. Da. Și l-au dus părinții să slăbească și a ajuns să fie jucător de cupa Davis. Bine, și un om de afaceri de succes, să zicem, până la proba contrariu, pentru că sunt discuții acum, dar nu asta ne interesează pe noi, sigur. Că da. Dar el a un sportiv și un sportiv care și acum, la vârsta asta, arată tot ca un sportiv. Sigur că noțiunea de a face sport, deci educația de a face sport. Lucrați cu copii și juniori. Credeți că devenim o națiune care face puțin sport? Din ceea ce vedeți dumneavoastră la nivelul sportului de care vă ocupați dumneavoastră, dar și celelalte. Da. Deci sportul a rămas ca în urmă, adică nu face parte din prioritățile. Au venit guverne, s-au schimbat. Sportul rămâne deocamdată așa o... Păcat, da. E păcat. Există și o parte bună a lucrurilor, de exemplu, în oraș cum e Năvodariu, prezența clubului sportiv Năvodariu face ca să fie viață, să existe viață sportivă în oraș. M-a referit strict la nivelul țării. Dar aici noi am găsit nu oameni, se practică, oameni, clubul sigur. E puternic, are multe secții. Sigur, deja s-au mai înființat câteva secții, începând, de ce să plece copilul din Năvodar să facă basket la Constanța? Vedeți că până la urmă, chiar cu condiții vitrege, fără o lege a sportului foarte bine structurată, există oameni care știu cum să dea viață sportului într-un oraș, cum e Năvodar. Așa, sigur, ar trebui să fie și la Mangalia și la Mecidia și în foarte multe orașe. Știu eu, Titu, aici Petești, orașe aici, deci până în 50-60 de mii de locuitori care ar putea să dea viață localității prin sport. Da. Noi suntem norocoși ca să... Da, e. Nu? Că avem în primărie și în Consiliul Local oameni care iubesc sport. Da, și există și o infrastructură, există și o sală de sport, există și un stadion bine utilat. Aveți și dumneavoastră o sală pentru sporturile de contact pe care vă puteți pregăti. Da. Deci există o infrastructură pe care și-ar dori o alte localități. Sigur, care da. nu au. V-am spus, suntem privilegiați și nu, faptul acesta ne îndeamnă nu, să și rezultatele, rezultatele încep să vină. Dumneavoastră la box ați adus mereu. La K1 există și acolo. Da, Rubiu e la ora asta echipa Faniona Dobrogei, Cesenăvodar. Prin dispariția de la VRC Cesenăvodar a devenit o echipă foarte importantă. Județului, sigur că da. Centrul de copii și juniori de la fotbal de la Cesenăvodar este cu sute de copii, foarte mult. Sigur. Handbal, volei, tenis de câmp, sunt destule. Asta să fie nota în care să încheiem emisiunea de astăzi. E nevoie de oameni pricepuți, de oameni care să vrea într-adevăr să ofere concetățenilor posibilitatea de a face sport, pentru că suntem o națiune care ne-am cam dezobișnuit să facem sport și asta ne prinde rău, ne-am dezobișnuit să facem și să privim. Uitați-vă că și stadioane, de cele mai multe ori stadioane, săli de sport sunt aproape goale față de ce se întâmplă în Europa,
unde e o atmosferă extraordinară, un adevărat spectacol, vin familii întregi, copii, bunici, părinți, copii la întreceri sportive, sunt foarte atașați de echipele lor din zonă și trăiesc pentru sport și fac sport și privesc sport. La noi, din păcate, am intrat într-un regres. Să sperăm că încet, încet lucrurile încep să intre în normal și că va apărea și așa acea lege a sportului pe care toată lumea o dorește, dar care nu prinde conturi. Eu vă mulțumesc foarte mult și că ați fost prezenți în emisiunea noastră, Săptămâna Sportivă. Vă așteptăm cu rezultate notabile și în lunile următoare. Vă doresc să aveți dumneavoastră și sportivii dumneavoastră numai succes, iar dumneavoastră, stimați telespectatori, vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi și vă aștept și altă dată la emisiuni, zic eu, la fel de interesante. Vă doresc să aveți o noapte cât vă doriți dumneavoastră de frumoasă.